Ai fost ieri la Chișinău, la sărbătoarea limbii. Da, desigur, am fost. Deci lumea a beneficiat vara de vacanțe, de plasări, dar eu am avut alte vacanțe, alte deplasări, alte satisfacții. Într-adevăr, am participat la această mare dictare a Marea dictare națională, vă, eu. mare dictare națională, da. Și apropo, v-am trimis și niște fotografii și chiar foile de la Marea Dictare Națională, deși eu am scris pe foi dictarea, mi-am testat cunoștințele, dar am făcut aici o gafă, am crezut că se poate de reparat ceva. Deci, litera R, deci nu am făcut-o așa caligrafic, cum ar fi, puțin mai așa m-am învățat, dar eu am depus o cerere prin telefon, la număr de telefon, că nu știam o să merg sau nu o să merg. Am avut vreo câteva zile, vreo 3-4 zile, așa, un fel de viroză, un fel de semn că iată și mi-a rămas. Am avut o leacă de febră care nu înțelegeam ce se întâmplă, dar așa bântuit-o. Și deci o viroză. Și deci totuși am ajuns la Chișinău, am luat loc într-o bancă cu o doamnă tot învățătoare din Florești, apropo, cu Sergiu Gheorghiță din același sat. Și deci am scris textul foarte emoționant. După ce am scris textul, erau foarte mulți jurnaliști. O jurnalistă de la Euronews mi-a adresat și mie întrebări și altor cetățeni. Erau și mai în vârstă, era o doamnă chiar de 80 de ani, care și-a scris dictarea și chiar am râs cu ea, și-a scris dictarea și a luat-o acasă, dar și-a îndeplinit așa numele, prenumele, vârsta și telefonul de contact. Asta toți au lăsat ca după. Am pleat, deci aici unde era scris aceste date, le-am pleat și deci veneau niște doamne, niște tineri care le încleiau cu un scoci, noi le-am predat sub semnătură, iarăși la niște echipe de tineri, la mese. Și deci ce m-a uimit pe mine, acea doamnă, tot profesoară, de 80 de ani, trăiește, locuiește cu copiii în Chișinău, a venit și a scris dictarea, dar și-a luat-o acasă. Zic, dar ce a luat-o, doamna Elena? Că după ce am dat interviu, m-am întâlnit cu Dan Perciun, am discutat cu el și zic, de ce ați luat-o? Zic, eu am luat-o să arăt copiilor, nepoților, ce am făcut eu. Apropo, încă altă doamnă, tot de vreo 77 de ani și ea, dar n-a reușit. Zici că eu am venit, dar n-am reușit să trec la mese, eu ziceam că nu mai sunt locuri. Deși am mai văzut așa câteva locuri libere. Și iarăși la fel, atât de înflăcărate. Ne-am amintit cum noi în anii 89 am mers pe piața Marii Adunări Naționale atunci când noi vroiam să fie schimbată, deci că să fie schimbat alfabetul, când am luptat pentru independență. Am fost în felul nostru prezente pe Piața Marii Adunări Naționale. Deci, doamna de la Euronews, o domnișoară din România, atât de entuziasmată era, și atâta deschidere am observat, am ajuns într-o oră și 25 de minute și atâta deschidere și la vama a trecut ușor, adică ea tare entuziasmată a rămas. S-a uimit că ea mă întreabă pe mine dacă cum, deoarece aveți o vârstă, cum ați învățat alfabetul latin? Zic că am învățat alfabetul latin odată cu copilul, în 89, când au mers ei la școală, atunci noi am învățat alfabetul latin, deoarece alfabetul atunci se părea pe paginile unor reviste periodice, adică le primeam pe poștă și după aia le tăiam și le decupam le făceam într-o cărțulie. Apropo, eu cred că l-am acel abecedar al băiatului. Și totodată, chiar pentru mine este o satisfacție și un prilej de bucurie. Mâine voi merge la școală, la primul sunet, dar va fi la data de 2 septembrie. E o mare bucurie că și nepoțica va fi în anul acesta clasa noua. O mare tristețe că gimnaziul nostru are o grada nepavată,
Și chiar mă uitam și pe comentarii, că toți se întreabă, uite, da, primarul când a merge la școală la 1 septembrie nu îi va fi rușine. Nu știu de rușine dacă îi va fi, nu, dar să nu se accidenteze, să nu să-și comită vreo traumă. În rest, ce să vă mai zic? Sperăm să avem o toamnă bogată, să Dar prindem ieri ai văzut pe Iohannis, pe Maia Sandu, prin centru, înțeleg că a fost președintele României la Chișinău. Da. Noi, deci ieri m-am întâlnit și cu, apropo, cu Ghenadi Popescu, cel care a fost măta în teritoriu. O doamnă, doamna Elena, care vă spuneam, e atât de mult vroiat, zice, așa de tare vreau să vorbesc despre deportări, că stați că eu vă ia entuziasmată, dar eu nici nu m-am gândit ca să am așa noroc, ca să mă, știi, am făcut o legătură telefonică cu el, au venit în parc, știți, acolo fiind în parc, la acel eveniment, adică când ei vorbeau, am văzut foarte multe lume liberi, se deplasau, se mișcau și erau trei băieți din unitatea de gardă, sau cum se spune, a Cred, doamnei președinte. cred, da. Corpul de gardă, corpul de gardă, acei care, deci aveau straiele De respective. sărbătoare, da. Da, straile respective, de sărbătoare. Și am văzut două corani. Apropo, chiar și erau și din corpul de pază, care niște tineri mă cunoșteau cât am mai fost pe la Cahul, chiar și cu alți guvernanți. Apa și ea sunt civil, cred că nu se Da, în civil, îi da, evidențiază. în civil, dar aveau în ureche Da, un da, fel da. de caschetă sau cum se mai numește. Știți, chiar eu am întrebat, zis, se așteaptă vreo delegație, așa și mi-au spus. Iohannis și doamna președinte va veni, dar absolut nimănui nu i-a fost interzis, nimănui nu le-a fost restricționat, deci, spațiul. Dar am înțeles că au fost unii care protestau, ziceau că limba e moldovenească, nu română, îi vezi și pe așa? Erau și de ce ăștia, era și Viorica Tataru, care a luat la întrebări pe un cetățean care afirma că e limba moldovenească și au schimbat și nu e în Constituție. Păi cum poți să spui că este limba moldovenească, dar ce alfabet ar avea limba moldovenească? Iată, care sunt caracterele cu care să scrie Ei, încercat e vreo 2 secole și nu le-a ieșit, ești o caricatură de limbă, acum nimeni nu vorbește limba moldovenească, decât dacă e prost, ori rău intenționat. Dar pe internet nu găsești nici Google Translate în limba moldovenească, nici Nu site-uri știu, în limba dar moldovenească. E o știți, invenție. știți. Da, știți ce am observat în acel rând de cetățeni care se așezase față în față cu. Deci eu am filmat, tipul ai putea să iei de pe profilul meu ceea ce am filmat eu. Stăteau chiar și. Am văzut mulți bieți, am văzut acolo în acel rând și când scandau că unire cu România, cineva uiduiau sau cum se spune vorba asta urâtă. Foarte leger i-au adresat întrebări lui Iohannis, doamnei președinte, o fetiță acolo, am văzut o preajmă. Practic noi eram departe, undeva la vreo 15 metri, așa, cel departe. Jurnaliști, practic, erau mulți. Eu nu am văzut ceva restricții ca să... Și asta eu am observat, așa, o liniște, parcă o pace. Nu înțeleg de ce lumea nu înțelege că nu se fac lucrurile rău intenționate. Iată. Cred că au misiune ce nu cred că o fac din proprie inițiativă, au sarcină de la Moscova, de la Kremlin, de la KGB, destabilizați acolo că ne scapă Moldova printre dejde. În spatele scutului ucrainean le scapă Moldova de sub influență. Da, dar știți, aici la pe Piața Marea Adunării, cât naționale, am atâta lume conștiincioasă, atâta lume deșteaptă, și copii și elevi, am văzut părinți cu mamă, cu deci chiar familie am văzut întregi. Dar dictarea asta am Inclusiv. văzut că s-a făcut și prin centri raionale, nu ți era mai aproape la Cahul sau nu s-a făcut la Cahul? De fapt, eu am prins ieri doi iepuri. Am înțeles.
M-am întâlnit cu colegele de facultate, 45 de ani. Am colegi Ah. care au lucrat 20 de ani în școală și 21 în Italia și acum sunt venite acasă. Am avut o... Și am reușit și înapoi și m-am întors. Practic am reușit, chiar am reușit. A fost un moment pentru mine, o vacanță, o zi din vară, dar productivă, destul de frumos petrecută. Asta mă bucur că eu am văzut pe piață foarte, foarte multă lume inteligentă, cultă. Nu am văzut lume care să țipe, să vorbesc despre momentul dictării. Dar acolo, în parc, am văzut din ăștia care încercau să destabilizeze. În rest, asta este misiunea mea, în sensul ca să aduc un aport societății și mă bucur că am reușit și în 89 și am reușit și acum. În anul trecut, apropo, tot am fost la, dar am ajuns mai târziu, că se întâmplase ceva cu transportul, se defectase ceva, plus și cu drumurile, că greu am ajuns, că erau în construcție. Și acum sunt drumurile în construcție, dar am mers puțin mai rapid și dacă am fost în ruta dimineață, am ajuns la timp. Felicitări și mulțumesc pentru relatare. Cu Sper să drag. aud mai des și de bine, nu numai critici, scandaluri și bătăi ce mai aveți pe acolo. Dar văd că ai ceva, o vânătaie, ce ai la buză? Păi zic, era o simptomă de la... Am avut Ah, o ok. viroză vreo 3-4 zile, Ah, așa, și acum cu ceva ne... a ieșit, Și s-a făcut atunci, crustă acolo. semnalul îmi dă, da. Bine, sănătate! E, sănătate.